30 de șomeri olteni rămân anual fără indemnizație după ce refuză să participe la cursurile de calificare organizate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, fie refuză locul de muncă oferit de agenție. Anul trecut, 11 șomeri au rămas fără bani pentru că nu au vrut să urmeze unul dintre cursurile organizate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă OLT la cererea agenților economici, iar alți 4 pentru că au refuzat locul de muncă oferit. Numărul lor este însă mai mic decât în anii trecuți. Cele mai numeroase sistări ale plății indemnizației de șomaj s-au înregistrat în urmă cu 4 ani, când aproape 40 de șomeri au rămas fără bani. Înainte de expirarea perioadei de acordare a ajutorului oferit de stat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Muzeul Județean Olt caută muzeografi. Acesta organizează concurs de angajare pe perioada nedeterminată a unui muzeograf gradul 1A la secția de istorie și artă, dar și un muzeograf debutant în cadrul aceleași secții. Concursul pentru ocuparea celor două posturi este programat pentru mijlocul lunii viitoare. Aspiranții la cele două posturi trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul în domeniul istoriei, specializarea istorie, arheologie. Cei care optează pentru postul de un muzeograf cu gradul 1 au nevoie de o vechime de minim 6 ani și jumătate. Depunerea dosarelor se poate face până la 4 mai 2016, urmând ca proba scrisă să se desfășoare pe 12 mai, începând cu ora 10. Sindicatul producătorilor agricol Agrostar desfășoară printre fermierii olteni o amplă campanie de promovare a măsurilor care le permit accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea gospodăriilor pe care le dețin în prezent. Astfel, specialiștii se deplasează în localitățile din județ, unde le prezintă fermierilor modalitățile de accesare a măsurilor din PNDR 2014-2020. Până acum au avut loc astfel de întâlniri la Rusănești și Izbiceni, iar săptămâna viitoare aceștia vor face deplasarea la Giuvărești. Prima sesiune de lansare a măsurilor 6143-4143 va avea loc imediat după Paște. Conducerea Sindicatului Producătorilor Agricol Agrostar Olt se așteaptă ca după această acțiune de informare, numărul fermierilor care vor depune proiecte să fie unul mare. A doua etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar se apropie de final. Până acum au fost înscriși în clasa pregătitoare peste 3200 de copii. La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt se află depuse 14 cereri de către părinții care doresc să-și înscrie copiii la alte unități de învățământ decât cele din circumscripție. Acestea vor fi soluționate în scurt timp, aprobarea lor ne ridicând probleme, deoarece există locuri libere, susțin reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt. Pentru acest an școlar, la nivelul județului Olt, sunt 169 de clase la clasa pregătitoare și 49 de clase în regim simultan. În cursul acestei dimineți, în jurul orei 11, la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul Caracal, s-a produs un accident rutier între un tren de persoane și un microbuz. În urma accidentului au rezultat 15 victime. Având în vedere numărul mare de victime, a fost pus în aplicare planul roșu de intervenție. Au fost alertate echipaje de intervenție din cadrul gărzii Balș, detașamentului Slatina, detașamentului Caracal, gărzilor Stoiene și Vișina, ambulanței, poliției și jandarmeriei Olt, în total 5 ambulanțe SMURT, o auto specială pentru transport victime multiple, 3 ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță Olt, o auto specială pentru descarcerare și modulul pentru dezastre, 2 auto speciale complexe pentru intervenții și descarcerare și mai multe echipaje de la poliție și jandarmerie. Din fericire, victimele nu au fost reale. Totul a fost un scenariu în care forțele de ordine au testat reacția în astfel de situații.